Bună ziua, dragi pianiști, colegi, părinți și prieteni, și bine ați venit la Concursul Național de Interpretare Pian Lirica, competiție organizată de Școala de Arte Janina Bădici, care a ajuns astăzi la ediția 5. Întrucât ultimele două ediții ne-au ținut departe unii de alții și ne-au forțat să ne desfășurăm concursul în mediul online, suntem tare bucuroși să ne revedem pe scenă. Ne-a fost dor de interpretările live și de emoțiile pe care prezența voastră le emană atunci când cântați la pian. În țara din 2022 adună la București interpreți veniți din toată țara și de la Chișinău, cu vârste cuprinse între 5 și 37 de ani, atât la secțiunea amator, cât și la cea de profesioniști. Jurul este format din Eliza Pocheanu, pianist-concertist, Janina Bădici, profesor de pian și director al Școlii de Arte Janina Bădici, și Andra Postu, profesor de tărie muzicală în cadrul Colegiului Național de Muzică George Enescu. Vă mulțumim că v-ați înscris și vă dorim multă baftă în concurs. Începem ziua a doua cu grupa a șaptea, secțiunea amatori, și îl invităm pe scenă pe Maier Alexandru, profesor Mărioara Marta. Invităm în continuare pe Tudorache Maria, profesor Mărioara Marco.
Mai invităm în continuare pe Buzăianu Ioana, profesor Antoaneta Iosefina Cioban. Thank you.
îl invităm pe Bârlădeanu Dumitru, profesor Natalia Niții.
concurent, o să vă amintesc că trebuie să păstrăm liniștea în timp ce concurenții interpretează, pentru că au nevoie de concentrare. Mulțumim. Continuăm și îl invităm în continuare pe scenă pe Popescu Daniel Alexandru, profesor Bianca Ionescu. Thank you.
urmează la 4 mâini acum Buzoianu Ioana și Logonski Bogdan, profesor Antoaneta Iosefina Ciobac.
Invităm în continuare pe Feodor Alesia, profesor Alexandra Mândelina Evore. Thank you.
invităm în continuare pe Sitaria Alexia, profesor Maria Magdalena Bujor. Thank you.
continuare pe Logonski Bogdan Gabriel, profesor Antoaneta Iosefina Ciobanu.
Vicente Niculescu Ștefan, profesor Viorel Rădăcină. Thank you.
Bonaru Alin Ștefan, profesor Alin Roșu. Thank you.
invităm și ultimul concurent din această grupă, Popa Tudor Ioan, profesor Andreea Stoica. Thank you.
scurtă pauză pentru jurizare și revenim pe scenă pentru premiere. Vă mulțumim tuturor pentru participare. Întrucât ultimele două ediții ne-au ținut departe unii de alții și ne-au forțat să ne desfășurăm concursul în mediul online, suntem tare bucuroși să ne revedem pe scenă. Ne-a fost dor de interpretările live și de emoțiile pe care prezența voastră fizică le emană atunci când cântați la pian. Ediția din 2022 adună la București interpreți veniți din toată țara și de la Chișinău, cu vârste cuprinse între 5 și 37 de ani, atât la secțiunea amator cât și la cea de profesioniști. Jurul de astăzi este format din Eliza Puchianu, pianist, concertist, și Alina Bădici, profesor de pian și director al Școlii de Arte Jolina Bădici, și Andra Apostu, profesor de teorie muzicală în cadrul Colegiului Național de Muzică George Enescu. Vă mulțumim că v-ați înscris și vă dorim multă baftă în concurs. Ultima grupă din ediția a 5-a a concursului este dedicată secțiunii de profesioniști. Deschidem așadar grupa cu Crăciun Sofia Maria, profesor Violeta Țurcan. Vor interpreta acum la patru mâini Burcă Maria Sofia și Burcă Mara Antonia, profesor Iuliana Zgârcitu.
să le invităm acum pe comijanii Nicolas Eric, profesor Ana Bădică. Invităm acum pe Munteanu Ariana, profesor Silvia Panaitescu.
continuare îl invităm pe Bojoga Tudor, profesor Roxana Tonc. Thank you.
următoarea participantă este Codiță Sofia Elena, profesor Claudiu Pitulan. Thank you.
următorul concurent este Filip Cosmin Ioan, profesor Ana Eliza Ciorănescu. Thank you.
Holca Ruxandra Georgiana, profesor Ioan Căruți. Thank you.
Continuăm cu Iorga Cevit, Aise Alexandra, profesor Alexandra Sârbu. Thank you.
Ignașu Antonia Rodica, profesor Ioan Căruțiu.
Suntem acum și ultima participantă din această grupă, Blându Ruxandra Maria, profesor Roxana Toma.
încheiat așadar și grupa 8-a și odată cu ea și cele 5-a ediție a concursului național de interpretare la pian lirica. Luăm acum o scurtă pauză pentru jurizare și revenim pe scenă pentru premieră. Mulțumim tuturor pentru participare! Felicitări tuturor, de la mic la mare, a fost foarte bun și vă mulțumim că ați venit din toate colțurile țării. Vă așteptăm și la ediția de anul 2023, a șasea, care sperăm să fie tot fizic. O zi frumoasă și ne revedem cu bine! Felicitări!